Curiozitatea mea majoră în seara asta este ce poveste are fotografia cu Fuego. Și am să spun de ce. Încercând M-a să făcut celebru. Stai un pic. Încercând să fac documentare, zic, ia da. Să văd Mihai Sturzu, pilot, să văd când a început, cum a făcut. Prima imagine care apare pe Google este o fotografie cu tine și cu Fuego. Da. Spune. Eram acum un an, acum 2 ani, oricum la început de an, în 2-3 ianuarie, ceva genul ăsta. Zburam la Ovda, un aerodrom fost militar, cred că și acum militar, la în Eliat, aproape de Eliat. Încă nu se deschisese nou aeroport Eliat? De Eliat. Da, în Israel. Marea Moartă. O procedură absolut superbă. Deci o să zburăm acolo, e ceva vis. Deci două Iată. Piste, asta un ALS offset. Uite, da, asta e fotografia. Bun, aia, da. Decolasem noi, după ce ajungem la croazieră, șefa de cabină, senioara, vine în cockpit și avem o discuție. Dacă are ea ceva special în cockpit, dacă avem noi, la cât aterizăm, cât avem top of descent, whatever, dacă vrem noi crumilul. Asta e procedura și bănuiesc da, că aici nu te joci cu procedurile. Nu, sunt respectate da, exact. La virgulă. Întotdeauna, după jumătate de oră de zbor, vine șefa de cabină în cockpit, stăm de vorbă. Bun. Și îmi spune ea, zice, Mihai, cred că sunt niște colegi de-ai tăi în avion. Și tu ce ai zis? Traian Băsescu, Victor Ponta. Florin Ponta, care colegi cu ea, mulți colegi. Și zice, a, că sunt Adrian Enache cu soția, cu Fuego. A, colegi de da, muzică. Da, colegi de da. Muzică, da. Bine, mă duc și eu în spate acolo, că îi zic, mai rămâși tu în cockpit, păi, mă duc, îi salut. Adi Enache, cum e el, așa, super expansiv. O, frățiorul, ce facem? Noi jucăm și fotbal împreună. Așa, cu Iuliana, cu Fisu, cu toată, în fine. Și Fuego acolo cita el ceva. Și ce faci, mă, Paul? No, tu cu te. Da, îl recunosc. No, mă, dar ce frumos ești în uniformă. Dar ce faci cu uniformă? Zic, uite, merge la Halloween, ce să fac? Cu barbasca. Am furat costumul pilotului. A vrut să am glumit, exact. Ajungem la Eliat. Ei se dau jos. Noi imediat când ajungem, deci, ai compia. Cine e pilot flying la un sector, e pilot monitor la întors. Adică unul zboară, unul monitorizează. Eu cum am fost pilot flying la dus, eram pilot monitor la întors. Pilot monitor la întors, adică mă duc să bagazul să verific avionul pe afară. Îmi iau vesta aia verde reflectorizantă, high visibility vest cu care ești obligat să stai pe lângă avion. Mă dau jos pe scări, pasagerii încă se dădeau și ei jos, mă bag și eu printre ei, că trebuia să setez gazul ca să băgăm pentru întoarcere, știi? Când mă dau jos, o doamnă jurnalist cu Paul, cu Fuego. Vai, Mihai, hai să facem o poză. Hai, doamnă, sigur, hai să facem, hai, Paul, să facem o poză. Facem o poză ca mai devreme aici, țaca, paca. Și am plecat. Bă, mulțumesc, vă pup, pa, vorbim. Nu trec 2-3 zile, începe să mă sune toată lumea și toate televiziunile. Vai, Mihai! A, deci tu n-ai glumit că Fuego te-a făcut vedetă? Bă, m-a făcut celebru, jur. Deci, jur, Fuego m-a făcut. Eu n-am știut că doamna era de la un ziar, ceva de super tiraj din ăsta, cel puțin online. Știrea explodase în toate astea, nu recunosc, că n-am citisem atunci, probabil că zburam mult în perioada aia. Bă, și m-am trezit că toate televiziunile mă invitau să le povestesc cu eu pilot. Și bă, da, acum ați aflat că eu zbor după ce de zile. Ce PR bun e Paul Surugiu. Paul este un zeu. Deci este un zeu uriaș.